Pădurea reprezintă ceva deosebit. Ea oferă posibilitatea de recreere, purifică aerul, înmagazinează apa, combate seceta, reglează cursurile de apă și preîntâmpină inundațiile. Pădurea este spațiu de viață pentru animale, păsări și plante. Totodată, pădurea produce și una dintre cele mai apreciate resurse naturale din lume, lemnul. La exploatarea masei lemnoase destinate valorificării, se utilizează tehnologii adaptate condițiilor locale determinate de relief, natura tăierilor, accesibilitate. Acestea cuprind de la tăierea cu motofierăstraie și colectarea lemnului cu atelaje, până la exploatarea modernă înalt tehnologizată cu harvestere, funiculare, tractoare forestiere articulate și forwardere. Utilajele de acest fel lucrează cu productivități foarte ridicate și asigură o valorificare superioară a masei lemnoase comparativ cu mijloacele învechite. Tehnica modernă este însă insuficientă, atât ca urmare a subfinanțării sectorului forestier, cât și lipsei unei infrastructuri adecvate. În perioada 2014-2020, domeniul forestier va suferi foarte mult din cauza lipsei de alocare a fondurilor europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Este necesar însă un efort din partea agenților economici, a proprietarilor de păduri și a guvernului pentru susținerea unui program de investiții în infrastructură, împăduriri și colectarea torenților. Avem o rețea de bază de drumuri forestiere de aproximativ 42.000 de kilometri. Sunt necesare a fi construiți până în anul 2020 încă 20.000 de kilometri. Greu de crezut că se vor putea realiza nu până în 2020, ci chiar în următorii 20 de ani. Este nevoie de un program într-un concept nou, prin care drumurile forestiere să fie proiectate și executate pe versant pentru cel puțin trei motive de mare importanță. Protejarea văilor și a cursurilor de apă, scurtarea distanțelor de colectare, utilizarea în mod corespunzător a tehnicii de lucru folosite în țările cu relief asemănător României. Odată cu proiectarea acestor drumuri de versant, se va avea în vedere și construcția drumurilor de tractor, care, completate de instalații de colectare cu cablu, pot conduce la o exploatare eficientă a lemnului și la protecția solului și a arborilor rămași pe picior. Indiferent de tehnica folosită, este important ca arborii rămași să vegeteze în continuare nevătămați, iar reîmpădurirea să se facă rapid, neîntârziat și continuu. După exploatare, lemnul devine materie primă pentru industrie. Luând calea fabricilor de prelucrare sau asigură încălzirea și prepararea hranei în zonele fără alte resurse energetice. Din pădurile României rezultă în fiecare an din lemnul rotund recoltat aproximativ 70% lemn industrial și 30% lemn pentru combustibil. Lemnul industrial este prelucrat în fabrici de cherestea, de furniri, de plăci aglomerate și plăci din așchi, precum și în fabrici de placaje, panel, panouri și pardoseli. Toate aceste activități industriale se încadrează în așa numita prelucrare primară a lemnului. Industria de prelucrare primară din România face utilizabilă în plus în acest moment întreaga gamă de produse secundare rezultate în urma prelucrărilor mecanice, respectiv așchi, rumeguși și deșeuri de lemn folosite ca biomasă în centrale termice. Industria de prelucrare a lemnului reprezintă prima verigă din lanțul valoric bioeconomic furnizând produse din lemn pentru industriile de construcții, mobilier și bioenergie, totul pornind de la lemnul rotund. Industria a avut spre deosebire de exploatarea forestieră un alt parcurs în dezvoltarea sa, ca urmare a investițiilor majore realizate în ultimii ani în diferite zone din țară.
Activitățile economice din silvicultură și exploatare forestieră, împreună cu industria de prelucrare a lemnului și industria mobilei, au realizat în anul 2015 o cifră de afaceri de peste 27 de miliarde de lei, respectiv peste 6 miliarde de euro. În cele 14.947 de societăți comerciale în care au activat peste 156.000 de salariați. Raportând cifra de afaceri la masa lemnoasă pusă în circuitul economic în 2015, mai exact la un volum de 18 milioane de metri cub de lemn, rezultă o valorificare de 1.521 de lei pe metru cub, respectiv 343 de euro pe metru cub. Creșterea valorii adăugate s-a realizat atât ca urmare a majorării prețului masei lemnoase pe picior vândută de Regia Națională a Pădurilor sau de proprietarii privați, cât și prin creșterea valorilor realizate de industria de prelucrare primară și industria mobilei. Privit separat, în silvicultură și exploatare forestieră sunt înregistrate 4.329 de firme, care au realizat o cifră de afaceri de aproximativ 5 miliarde de lei și au angajat circa 40.000 de salariați. În industria de prelucrare primară a lemnului au activat 6.407 firme și au realizat o cifră de afaceri de peste 13 miliarde de lei, cu un număr de 53.000 de salariați. Fabricarea de mobilă, în care sunt înregistrate 4.211 firme, a avut în 2015 o cifră de afaceri de aproximativ 9 miliarde 300 de milioane de lei și un număr de circa 65.000 de salariați. O consolidare a acestui sector oferă o extraordinară oportunitate de a atenua deficitul materiilor prime neregenerabile, diminuând efectele secundare datorate schimbărilor climatice. ASFOR își exprimă întreaga sa disponibilitate pentru cooperare cu toate instituțiile statului și organizațiile profesionale implicate în domeniul forestier pentru o schimbare majoră a stării de lucruri actuală, atât sub aspectul tehnico-economic, dar mai ales a imaginii publice, care aruncă adesea nemeritat o umbră asupra domeniului forestier și a celor implicați în gestionarea și valorificarea uneia dintre cele mai importante resurse naturale.